Bine v-am găsit, fecioare! Voi face etalarea runelor pentru luna nouă din balanță, lună care se perfectează pe 16 octombrie. Dacă nu ați vizionat oroscopul pentru săptămâna aceasta, dacă l-ați vizionat, vă aduceți aminte că acolo am precizat și pentru luna nouă și opozițiile care implică această situație astrală, chiar pe luna nouă. Deci fiecare avem de lucrat anumite aspecte, anumite case care sunt pentru fiecare zodie în parte, altele, și trebuie să fim atenți, fiindcă sunt momente tensionate totuși, adică momente care cer din partea noastră o atenție deosebită. Voi răsturna runele și voi alege numai runele care sunt fața în sus. Nu voi mai face alte rune pentru sâmbătă și duminică. Acestea sunt mai importante pentru luna nouă. Uruz, Sigel, Raidoh, Vunjo, Nied. Acestea sunt pentru voi. Să luăm și pe Fehu, care eu se zice mai bine. Să zicem că mai aveți și un aspect benefic. Sunt zodii care nu prea au avut aspecte benefice. Asta este. Bun, deci l-am luat așa. El acum ori e pic așa, ori pic așa, piatra asta e mai ciudată. Ea nu nefiind pătrată, are o formă mai ciudată. Deci o las așa. Uruz. O rună care ne face să ne gândim la sănătate, la energia noastră, dar și la relații. Ea fiind totuși răsturnată, arată o pierdere de energie. O răcire a relației, poate fi vorba și de o pierdere legată de sănătate, avem aici sigel. Deci un moment în care ne atenționează că avem o problemă legată cu energia noastră, cu posibilitatea de regenerare a energiei. Dar și Raidoh tot răsturnat. Arată o călătorie care va duce pierderi. Poate fi o călătorie de afaceri sau o călătorie de plăcere, dar poate fi și viața voastră, călătoria prin viața voastră, care nu arată o stare benefică. Din contră, lucruri nedorite, lucruri care vă amărăsc lângă acest uruz, vă fac să fiți... Vă ce supărare, să zicem, într-un cuvânt. Și Vunjo răsturnat, care din nou întărește acest aspect de pierdere, de stare proastă de sănătate, energie, pierdere de energie, o stare care nu vă doriți, deci... Poate să reprezinte și pierderi financiare acest Vunjo, fiindcă este un Vunjo răsturnat. Deci nu avem un Vunjo într-o poziție bună, este un Vunjo răsturnat. Aveți dificultăți, crize, momente de cădere, o nefericire, am zice. Deci, legat de partea financiară, dacă vă gândiți la bani, aveți o pierdere. O pierdere financiară. Nied este într-o poziție, am zice, răsturnată. Deci, ne întărește și el această situație.
dar vă dă șansa să gândiți de două ori. Vă aduce niște obstacole în față și puteți să amânați, să gândiți de două ori, să luați o decizie după ce gândiți foarte bine. Dar totuși vă și atenționează că dacă ați greșit într-o problemă, este bine să reveniți, să vă asumați greșeala și să corectați ce se mai poate corecta. Să salvați ce mai puteți să salvați, acesta fiind el, urmă de întârziere. În schimb, sigel este o rună legată de sănătate. Ea nu are o poziție răsturnată sau o poziție, așa e, oricum asta este poziția ei. Vă atenționează, este o rună care atenționează că aveți o pierdere de energie, că sunteți în situația în care trebuie să vă acordați timpul necesar pentru a vă recupera, pentru a vă ocupa mai mult de sănătatea voastră. Deci este o rună a atenționărilor, deci o atenționare legată de sănătate. Să dați importanță sănătății, să vă acordați timp de recuperare, chiar dacă vreți să munciți în continuare și vreți să depuneți eforturi să recuperați această pierdere pe care o aveți cu acest fehu, trebuie să țineți cont și de sănătate, fiindcă aceste căderi de energie s-ar putea să vă ducă la situații complicate. Deci fehu este și ea o rună a muncii, a eforturilor pe care le faceți pentru a avea o situație benefică, a recupera aceste pierderi, dar totuși trebuie să țineți cont în primul rând de sănătate, să dați importanța acestei rune sigel și veți putea să recuperați acele pierderi prin această rună pehu, care arată totuși și o relație bună. Dacă ne gândim la relații, pehu într-o poziție bună arată o relație bună, o situație benefică, eforturi pe care le faceți încununate de succes legate de muncă, de obținerea unor bunuri, de acumularea bunurilor și de recuperare cumva a pierderilor. Deci, dar în primul rând, așa cum am spus, dați importanța acestei rune sigel. Deci recuperați-vă în primul rând energetic, recuperați-vă sănătatea și pe urmă veți face față să și recuperați din pierderile pe care le-ați avut prin munca voastră și prin eforturi susținute. Și bineînțeles, Nied, așa cum am zis, o rună care vă atenționează, mesajul ei este să fiți onest, să vă recunoașteți greșeala dacă ați greșit aici. Și să îndreptați ce se mai poate îndrepta. Și în primul rând poate să fie referitor la acele eforturi pe care le facem toți când vrem să atingem un țel, vrem ceva, vrem acest câștig, vunjo, norocul, și de fapt n-avem decât o pierdere, încercăm să facem eforturi, să ne mobilizăm și atunci neglijăm sănătatea. Poate că aici trebuie să, fiindcă aveți această rună sigel. Deci eu vă doresc numai bine acest început de lună nouă. Vă doresc bine și un început bun în ceea ce vreți să faceți voi. Vă doresc numai bine.